Creștinii ortodoxi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Acesta este considerat ocrotitorul soldaților, agricultorilor, dar și al păstorilor. În această zi, persoanele ce poartă numele Gheorghe sau Gheorghina își serbează onomastica, iar în mai multe localități din țară se sărbătorește hramul. Totodată, de Sfântul Gheorghe, ciobanii marchează începutul anului pastoral. Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai venerați sfinți ai Bisericii Ortodoxe, iar oamenii spun că în această zi se roagă pentru a fi ocrotiți de boli și primejdii. Ținem hramul Sfântul Gheorghe, avem și zi de naștere, la fel în această zi. Este purtătorul de biruință. Ne rugăm la dânsul să ne biruie toate bolile, toate greutățile și să ne aducă pace între popoare. De Sfântul Gheorghe este marcat și începutul anului pastoral. Tradițional, oile sunt hrănite cu sfințișori. De la părinți așa am apucat. Și de Sfântul Gheorghe, când scoatem oile la păscut și înțărcăm cârlanii, se hrănesc cu sfințișorul ăsta. Am spune că e protejat tatanul de toate bolile. De... Iacă așa. S-o, și ei de-am să hrănesc aici toată vara. Să scot la Sfântul Gheorghe, fiindcă până la Sfântul Gheorghe nu se permite de scos, că așa era înainte, că se calcă iarba, nu iarba, că e ieșită ca lumea și fermau imașurile. Și nu se permite. Dădeam de la Sfântul Gheorghe, iarba e destulă de mare și animalul paște și are sați, deam saturi animalele. În Republica Moldova, peste 42.000 de bărbați au prenumele Gheorghe, iar aproape 450 de femei se numesc Gheorghina.